Bun găsit! Implantul dentar este tratamentul cel mai indicat pentru restaurarea dinților pierduți. Avantajul este că pacienții se simt la fel de bine cu implanturile ca și cu dinții naturali, fără a fi afectați cei învecinați. Implantul dentar reprezintă o rădăcină artificială, iar după perioada de vindecare va avea rolul de a susține o coroană care se va înșuruba la nivelul acestuia. Cel mai frecvent, implanturile sunt realizate din titan, dar mai există și alte variante, cum ar fi implanturile ceramice și implanturile din dioxid de zirconiu. Implanturile dentare sunt 100% biocompatibile și reprezintă metoda ideală de a înlocui un dinte lipsă. Ca o clasificare, implanturile dentare se pot împărți în convenționale și implanturile speciale, reprezentate de implanturile zigomatice și implanturile pterigoidiene. De cele mai multe ori, în practica de zi cu zi, le folosim pe acelea convenționale, dar dacă pacientul prezintă o resorție accentuată a oaselor maxilare, atunci apelăm la rezerva suplimentară reprezentată de oasele zigomatice, care ne oferă un suport adecvat și posibilitatea ca pacientul să primească dinți fixi încă din prima zi. De cele mai multe ori, noi încercăm ca într-o singură etapă să plasăm și implantul dentar și concomitent să realizăm și adiția osoasă. Dar dacă acest lucru nu este posibil din cauza unei pierderi semnificative de os, procedura asta de implantare poate fi precedată de adiție osoasă. De cele mai multe ori este necesară o singură etapă de tratament până ce pacientul primește și dintele. Adică, propriu zis, este vorba de o etapă chirurgicală în care noi înșurubăm propriu zis implantul, iar în funcție de stabilitatea obținută la momentul intervenției, stabilim dacă pacientul fie primește dinte din aceeași zi, fie este nevoie de o perioadă de așteptare de 4-6 luni. De cele mai multe ori, indicațiile post-intervenție sunt comune cu cele ale unei extracții dentare. Insistăm foarte mult pe igiena locală a rănii postoperatorii și pe o alimentație semilichidă la temperatura camerei până la suprimarea firelor, adică o perioadă de 7-10 zile.